Hai să vedem, ia să vedem dacă e cu al treilea jurat. Singură, Angie, m-a venit aici. Hola, Angie. Am auzit că vine ploaie necurată. Vine ploaie necurată asta și iată că a venit astăzi Angie alături de noi, oameni buni, pentru că, ce credeți, Angie de luni va fi printre concurenții acolo pe la grătare și vom vedea ce se va întâmpla. Încinge grătarul că-mi sare muștarul. Bravo. Știi ce am făcut? Vreau să-ți povestesc ce mi-am împățit cu băieții. Am crezut că nici nu pot intra pentru că mi-a dat picant. Mi-a dat picant și am plâns aici în spatele ușii. De ce ai gustat? Dar nu știu, m-o prostit e așa. M-a văzut mai mică, mai eu zis, hai că te prostesc eu pe tine. Ia, știi cum e, bucătarul trebuie să gustai din orice. Lacrimează ochii. Yes, caliente. Ce avem noi aici? Asta e, ce avem noi aici? Rămâne să vedem acum și noi și voi cei de acasă, pentru că de luni începe concursul. Și acum vreau să vă spun cine este cel de-al treilea jurat. Pentru că este din Pitești și de 7 ani organizează cele mai mari târguri culinare. Băiciucă, de unde e? De unde e? Nu știu. N-ai fost atent. Pitești. Pitești. Vreau să-l învățăm bine, da? Organizează cele mai tari târguri culinare și acum este, face spectacolul ăsta de ziua națională. De exemplu, l-a făcut la ziua națională la Alba Iulia un record de 20.000 de porții de fasole cu ciolan preparate. Am văzut că are un grătar de ăla așa, super mare. Mi-a zis omul că am povestit cu el că a făcut la un moment dat pentru o nuntă de 12.000 de invitați. Bă, nuntă de 12.000 de invitați, 53.000 de... 53.000 de sarmale. Le cheamă Liviu Bosnea și este astăzi aici. Ce faci, șef? Mă bucur că m-ați invitat, bine v-am găsit. Cine ți-a rupt piciorul? Bine ai venit. E o inflamație, scap imediat. Da? Pentru că omul a venit într-un papuc cu piciorul drept. Îți vreau să spui cine este doamna de acolo, e șefa? Da, o necunoscută, doamna. Adică este cine, spune-mi cine e. De 25 de ani soția. De 25 de ani soția ta. Băi, câtă grijă are de tine, pentru că pe lângă faptul că e soția ta, uite-o acolo, are emoții, zice, doamne, să fie al meu bine. Exact. Te iubește foarte tare și a venit și a zis, dar el să vedeți cum îl filmați, care și a zis la noi la televiziune, arătăm totul din cap în picioare, omul e zeu în bucătărie, asta contează. Liviu Bosnea, oameni buni de la Pitești. Ce faci, Liviu? Bine v-am găsit. De luni începe nebunia asta cu grătarele. De luni, da, de luni sunt atât de fericit. Sunt sigur că și noi cei din juriu o să avem de învățat de la concurenții care vor veni în această ediție. O să fie nebunie mare. Am înțeles că toată lumea și ascute cuțitele. De asta trebuie să ne pregătim și noi. Angie, tu aici, alături de ceilalți doi colegi, veți fi în platou alături de mine. Angie va fi puțin în altă parte de cu concurenții. Și arată-ne ce ne-a adus un pic, că tot vine weekendul și poate oamenii, produs, de ce nu să încerce și un grătar? Acest produs noi îl numim coastele frăției, pentru că noi de obicei mâncăm rar și suntem mulți. Și atunci trebuie să avem cât mai mult la masă. Să împărțim prățește. Așa nu poți să furi, pentru că ai un singur os, ai o singură felie. Se și vede dacă furi. Deci coastele frăției? Da. Dar voi cât sunteți? Noi suntem 70, eu reprezint Frăția Ceaunelor. Este o organizație din care fac parte peste 70 de bucătari din țară și străinătate, dar și pasionați de bucătărie. Aha. Sunt și ingineri, și doctori, și artiști. Ce nu frumos. Cred, și doctori, da, și artiști. Da, o să îi cunoașteți, probabil că o să vină și în... Ne apucăm și noi. Foarte bine. Și aici, deci asta e... Ce băi tare asta, Frăția Ceaunelor, că mi-a plăcut asta. E un motiv ca să fac o petrecere, exact, și se poate fura la mâncare, știi? Adică fiecare cu bucata lui. Bun. Dar astăzi ai adus toate lucrurile astea gătite de tine? Da, partenerii noștri, de fapt furnizorii noștri, care sunt niște parteneri foarte serioși, au hotărât că, dom'le, nu poți să te duci cu mâna goală și nu cu un singur platou. Sunt cei din, foarte bine. Din platou, au stat toată ziua și au muncit. Trebuie să le facem o surpriză plăcută, mai ales că urmează aproape două săptămâni de bătaie pe grătare. Dar fii atent, știi că concurenții ne-au cerut tot felul de lucruri. Unul a cerut nu știu ce fum, unul nu știu ce cărbuni, unul nu știu ce grătar vrea să facă, adică spectacolul o să fie. Să le satisfacem toate mofturile, pentru că de asta m-am și zis mai devreme, sunt sigur că vom avea foarte mult de învățat. Nivelul de grătar din România a crescut foarte mult, de fapt nu se mai numește grătar, se numește grill, barbecue, smoker, altceva. Iar noi, cei din Frăția Ceaunelor, suntem specializați în prepararea cărnii prin fum, foc sau căldură.
Deci, oameni buni, săptămâna viitoare începe cel mai tare concurs, dar până atunci Liviu Bosnea rămâne cu noi și după scurtă pauză de publicitate o să ne spună cum s-a apucat omul ăsta de grătare, când a făcut primul grătar, iar tu, Angi, rămâi cu noi, nu pleci niciunde, nu de alta, dar Angi, că m-am simțit o căzuță ciucă așa într-o melancolie de asta și am zis să se trezi. Îmi curg găbelele la grătarele astea, de când stau aici, nu mai pot să mă abțin, atâta noroc că astăzi am zis că putem mânca grătare, așa-i? Da, e harț, am ținut post, da, toată ziua e harț, dar bă, parcă vreau să fiu ambițios să nu mănânc astăzi carne, vreau să fiu ambițios, să reușesc ciucă. Tocmai astăzi. Da. Am revenit în direct, oameni buni, iată și pe atleta noastră, Angi, care a sărit de la grătare direct la masă. Stăteam cu Liviu Bosnea de povești, care ne-a spus că își iubește soția ca în prima zi. Acum 25 de ani a cunoscut-o și au și doi copii împreună. Și ai zis că ea este echilibrul tău. Da, ea este echilibrul meu. Uite acolo, ți-a făcut o declarație de dragoste. Profit de ocazie să-i mulțumesc. Foarte frumos. Și am o rețetă pentru toți cei care încep weekendul ăsta. Te rog frumos, spune-le oamenilor, pe lângă un grătar, când începem și de noi competiția, cum funcționează la tine povestea celor 6 beri? Deci este o rețetă unică pe care aș vrea să o brevetez. Până acum funcționează foarte bine. Până acum 2 luni, da? Până acum 2 luni, că de 2 luni fac o pauză. Deci în fiecare seară, timp de, în ultimii 10 ani, am băut 6 beri. Deci la primele 2 beri scăpam de datorii, de probleme, de tot. La 3-a bere îmi mergeau rotițele de la alcool încât făceam afaceri, aveam idei de afaceri, să mă dezvolt. La 4-a bere mă gândeam pe cine să sun, pe fiii mei, să-i ajut, să le dau bani, să dezvoltăm pătura asta medie, să facă toată lumea afaceri, să ne plimbăm cu Bentley. Asta la câte bere era? Asta era la 4-a. Și la 5-a? La 5-a o lăsam mai moale așa că eram invidios, dar nu știu ce la 5-a. La Gigi era invidios că oamenii făcuseră prea multe afaceri. Făcusem bani și le oferisem totul și simțeam așa că n-am mulțumire, că nu-mi mulțumesc. Așa, adormeam liniștit și nevastă mi-a întrebat fiecare dimineață cât e, la 5-a sau la 6-a i-a dormit. La 6-a, atunci e clar. Treci la muncă, du-te și muncește că... Oameni buni, el este Liviu Bosnea, este senzațional, omul este cel de-al treilea jurat la grătarele noastre. V-am spus că căsătorit de 25 de ani, doi copii, șef pe grătare. Așadar, Liviu, ne vedem de luni. De luni vă așteptăm concurenții. Jurul aici este pregătit. Probabil o să punem și câteva mici capcane, câteva mici întrebări. O să fie cazul, strict. Vreau. Mamă, ce-mi place. Da, o să fie. Asta mi-a plăcut. Nu strict, o să fiu drept. Drept, pentru că și cei de acasă trebuie să plece cu o experiență și să învețe ce înseamnă. Am muncit foarte mult și ne așteptăm aici să avem un alt nivel. Și oamenii trebuie să învețe rețete, trebuie să învețe trucuri, trebuie să învețe lucruri. Oamenii trebuie să ne urmărească și să ne învețe. Bineînțeles, dacă vom găsi o rețetă bună, vom obliga concurentul să ne dea secretele, cumva, se chestrăm aici. Perfect, el este Liviu Bosnea. Să citească, că am venit cu un bag de Sauvignon Blanc și okay. Să-l convingem. Ok, mulțumim mult de tot. El este Liviu Bosnea, cel de-al treilea jurat, oameni buni. Ea este Angi Cobuț, care vă așteaptă pe Instagram și de luni la grătare. A vrut rochia asta să o scoată din șifonier, să vedeți care că de luni și nu genul mai acesta pot, de costumație, pentru că de luni va fi cu șorțul. Aș vrea să zic ceva. Eu am o întrebare pentru voi, domnilor, și se termină emisiunea. Serios? Da, continuați. Era întrebarea foarte importantă. Pune doar întrebarea și răspunsul să rămână în aer. Bine, vreau să vă întreb, ce alegeți? O doamnă care face mâncare în pijama și cu păpucași de casă sau doamna voastră să gătească în tocuri și cu fustiță sexy? Bună întrebare. Luni revenim cu răspunsurile. Până atunci să aveți un weekend minunat și să vă gândiți la răspuns și, bineînțeles, la proiectul 6B. Ne vedem luni. Numai bine, oameni buni, weekend frumos. La revedere!